În zilele de 29 și 30 martie, în Austria, la Viena, s-a desfășurat campionatul internațional de robotică Robot Challenge 2014. S-au înscris echipe puternice din toate colțurile lumii, care împreună cu roboții lor, umanoizi sau nu, au venit să facă spectacol, dar mai ales să obțină medalii. România a fost și ea acolo, cu mai multe echipe, una dintre ele cea a Facultății de Electronică, Telecomunicații și Tehnologie Informației din cadrul Universității Politehnica din București. Concursul a fost la un nivel înalt din punct de vedere tehnic, organizatoric, impecabil, așa cum le place austriecilor să facă orice lucru. Am fost impresionat de clădirea în care s-a desfășurat concursul, o clădire imensă, cu săli deschise, cu suprafețe de peste 300 de metri pătrați, pe trei nivele, cu toată infrastructura pusă la dispoziție concurenților. Competiția s-a desfășurat pe categorii Mega, Mini și Micro Sumo, Line Follower, Nano Sumo, roboți humanoizi sau roboți zburători. De aici și nivelul ridicat al competiției. De la an la an, nivelul tehnic crește, se mărește gradul de dificultate al concursului, apar concurenți cu strategii foarte bine puse la punct, cu timpi foarte mici de răspuns, cu motoare foarte puternice și e greu să contracarezi în concurs lupta cu aceștia. Echipa Flex, cea a Facultății de Electronică, din care fac parte și Giurgiu Veni, Diana Slăvescu și Bogdan Istrate, au participat cu roboții lor la trei secțiuni din concurs, Mega, Mini și Micro Sumo. Dintre toate, cea mai dificilă categorie, Mega Sumo, o probă spectaculoasă cu roboți puternici și extrem de performanți. Un astfel de robot care depășește viteze de 4 metri pe secundă este ca un glonț pe roți. Având și lamele ascuțite, sunt mașinării destul de periculoase, să spun așa. Chiar am avut o situație în care un robot a pornit accidental și arbitru a fost puțin rănit. Echipa Flex nu s-a clasat pe podium, dar România nu a venit cu mâna goală de la Viena. S-a clasat pe locul 6 mondial cu o medalie de aur și două de argint la categoriile Line Follower și Nano Sumo. O performanță deosebită, având în vedere că țara noastră se află la a doua participare. România nu are de ce să fie pe o echipă slabă la concurs de inteligență, de tehnică, de robotică, pentru că noi avem o facultate foarte renumită în lume. Facultatea de Automatică, Informatică și Electronică din București. Dincolo de concurs, medalii și performanțe rămân experiența trăită, dar și cunoștințele acumulate. În acest domeniu, România are mult de învățat, pornind de la organizarea unui astfel de eveniment și până la susținerea tinerilor care, pasionați de cercetare, încearcă din toate puterile să se mențină sus, acolo unde le este locul. Avem de învățat organizarea unui concurs, reguli de concurs, avem de învățat norme tehnice, avem de învățat strategii, avem de învățat echipamente tehnologice recent apărute cu care trebuie să luăm contact și pe care trebuie să le studiem. Avem de învățat încă de la societatea austriacă ordinea, disciplina, curățenia, liniștea, civilizația în sine. Avem de învățat. Concursul de la Viena a adus și dezamăgire. Concurența în domeniu este extrem de puternică, dar și susținută din toate punctele de vedere de țările care înțeleg că tinerii trebuie sprijiniți, stimulați și încurajați să facă cercetare. La noi putem spune că este invers. Studenții români pasionați de robotică construiesc pe banii lor puțin, iar atunci când obțin rezultate, abia dacă le sunt recunoscute. Studenții români au construit acel robot printre picături, printre examene, printre parțiale și așa mai departe. Finanțarea acestor proiecte a fost foarte, foarte dificilă. Am cerut bani de la societăți private, am cerut bani de la administrații publice, dar fiecare dintre aceștia ne-au dat câte puțin bani. Așadar, în discuție și de această dată se ajunge tot la bani, principalul motiv pentru care studenții noștri nu au cum să obțină performanțe notabile. Nu știu, ar trebui să le fie rușine celor care cheltuiesc bani pentru diverse plimbări în afară și să nu aloce bani pentru astfel de fenomene. Deci țara noastră a fost acolo reprezentată. Trebuiau depuse eforturile din partea tuturor celor care sunt implicați în a dirija banii în această societate. Ce este mai rău este faptul că studenții au o repulsie față de acest organism al statului român. Nu sunt ajutați, nu sunt încurajați, nu sunt felicitați, nu sunt premiați și așa mai departe.
cum să iubească această țară. Deplasarea la Viena s-a făcut pe banii studenților, care au fost nevoiți să achite combustibilul necesar până în Austria, cazarea și masa. Cu toate astea, nu sunt descurajați, vor merge mai departe, cu fruntea sus, și chiar dacă aici în România ambiția și eforturile lor nu sunt susținute. Au existat însă și susținători, persoane care au înțeles că acești tineri merită toată atenția. Aș vrea să nu omit pe cei care ne-au ajutat la această fază, cel puțin factorii locali din Giurgiu, și anume domnului Florian Nicolae și grupului de firme Nova Force și Consiliul Local Giurgiu, care ne-au acordat sprijin financiar. Următoarea provocare pentru echipa Flex a Facultății de Electronică va fi în Japonia, la Tokyo, unde în decembrie se va desfășura cea mai mare competiție de gen, extrem de puternică. Am fost plăcut impresionat de faptul că am primit invitație la cea mai înaltă treaptă a acestui concurs de robotică la Tokyo, în Japonia, decembrie 2014, unde vom face toate eforturile ca să ne prezentăm. Deci inclusiv să ne strângem bani de avion, să ne strângem bani de cazare și vom face un nou proiect. Câștigători sau nu, românii care au participat la competiția de robotică de la Viena au înțeles că au făcut un pas înainte, au învățat cum să concureze la astfel de nivel, dar și că este nevoie de multă muncă și seriozitate pentru a atinge cele mai înalte culmi ale gloriei. Felicitări și mult succes pe viitor!